Mai bine de 4 zile a durat lupta tuturor celor implicați în stingerea incendiului de proporții izbucnit pe raza comunei Breaza. Peste 20 de hectare de vegetație uscată, lăstări și mărăciniși, dar și pădure, au fost cuprinse de flăcări. Până ieri, lupta cu focul a avut loc numai la sol, cu efective care au depășit la un moment dat și 100 de salvatori. Pompieri de la ISU, de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, angajați de la Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare și de la Direcția Silvică. Ieri, în sprijinul pompierilor, a venit un elicopter al Inspectoratului General al Aviației, care a transportat apă în zona afectată, având în vedere că incendiul se manifesta la pătura de frunze, ace de pin și dobărături. Tot ieri la fața locului a fost prezent și prefectul Leonard Dimian. După ce s-a acționat și cu elicopterul aproape toată ziua de ieri, misiunea a devenit din ce în ce mai ușoară. Uite acolo să ne vedem. Pe partea mea. Mai tare. Astăzi, după amiază, oficialii ISU au anunțat că incendiul a fost lichidat. Aceea sursă a precizat că, cel mai probabil, cauza generatoare a incendiului a fost un foc pus intenționat. Poliția și procurorii au format deja un cerc de suspecți.